Moartea lui Vladimir Putin Vestea dimineții la Moscova, îl vor spânzurat de zidurile Kremlinului se apropie sfârșitul lui Vladimir Putin. Grupările de ruși pro-Ucraina îl vor spânzurat de zidurile Kremlinului. Iată ce se întâmplă, în prezent, în Rusia. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Marți, 23 mai 2023 Ministerul Apărării din Rusia a informat că oamenii care au atacat regiunea rusească Belgorod au fost lichidați. Autoritățile din Rusia au fost nevoite să evacueze locuitorii a nouă localități din Belgorod. În timpul atacului, 10 persoane au fost rănite, iar o femeie și-a pierdut viața în timpul evacuării, relatează agenția de presă EFE. Vă amintim că luni noapte spre marți dimineață, o coloană de blindate de fabricație occidentală, cu însemnele armatei Ucrainei, a fost observată în apropiere de orașul rusesc Greivoron, situat la câțiva kilometri de granița ruso-ucraineană, fiind înregistrate focuri de armă și explozii. Atacurile asupra Rusiei vor continua până când trupul spânzurat al lui Vladimir Putin va împodobi zidurile Kremlinului cu guvernatorul din Belgorod, Vyacheslav Gladkov a spus că atacul respectiv a fost plănuit de soldații ucraineni, dar un reprezentant al Direcției de Informații Militare din Ucraina a zis că în spatele atacurilor se află două grupări de cetățeni ruși pro-Ucraina, respectiv Corpul Voluntarilor Ruși și Legiunea Libertate pentru Rusia, care au revendicat deja atacul respectiv. La rândul său, viceministrul Apărării din Ucraina, Hanna Maliar a zis că acei atacatori sunt patrioții ai Rusiei care se revoltă împotriva regimului lui Putin, focurile de armă și exploziile având loc din dorința cetățenilor ruși. De a schimba sistemul politic al țării și de a opri acest război sângeros declanșat de Kremlin. Armata rusă a fost incapabilă să înfrunte grupul de voluntari patrioți care au luat armele și nu s-au temut să înfrunte deschis regimul de la Moscova de dragul viitorului liberal al Rusiei. Atacul a spulberat încă o dată mitul că cetățenii ruși sunt în siguranță și că Rusia este puternică, a transmis, marți, legiunea libertate pentru Rusia prin intermediul rețelelor sociale.